facem încearcă să nu râzi challenge, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Când erați mai tânăr, mergeați la bibliotecă, aveați timp? Păi cum zi, era altceva, era alte tipuri, alte cărți. Vă mai aduceți aminte ce cărți ați citit, așa? Capra cu trăiești, cei trei mustafiri. Uite, ăsta, Teo, nimeni nimic, Teo pe 29 noiembrie. După ce-i donează Ovidiu. Deci nimeni nimic, Teo, Teo pe 29 noiembrie. Băi, voi vedeți cum se potrivește când se aude Ștefane Medalinu pe jos, voi vedeți? Uitați-vă, citiți-vă buzele, Dorian. Nu pot să cred. Bă, voi vedeți? Nu pot să cred. Bă, Ștefane, vezi că mai am numai două romergane. Dacă mai scap unul, e grav, pulă. Știi ce beau din pahar, știi ce drag și amar. Știi ce pun pe cântare, știi ce dai și se pare. Ține paharul să-mi învârși și eu în gând. Bă, nu se poate, nu se poate. Bă, cine a făcut, cine a făcut? The PMC, bro, mă înclin, ești nebun la cap. Bă, voi vă dați seama cât am muncit, frate, la clipul ăsta? Deci se potrivește fiecare, bă, fiecare cadru e perfect, ești nebun la cap? Nu se poate. The PMC, bro, bravo, bravo. Bro, am jurat cel care a făcut piesa, gen, asta e versul, asta e, trecem și noi peste. Salut, sunt Ștefan. A zis, sunt Ștefan? Special juice, direct de la... Salut, sunt Ștefan. Nu știu de ce, dar... Eu nu înțeles că eu, mă, ești nebun. Salut, sunt Ștefan. Ștefan, și-ți vorbesc despre cum ai putea să-i spui unei femei că o placi. Adică dacă aveți o iubită și vreți să-i faci o declarație de dragoste, să-i spui să te f***. Adică dacă aveți o iubită și vreți să-i faci o declarație de dragoste, să-i spui să te f***, iubita mea. A fost scoasă din context, el n-a zis de fapt asta, stai așa că m-am panicat un pic, am rămas un pic poker face pentru câteva secunde. I-a bipăit fix cât să se înțeleagă că ar fi zis, dar n-a zis. A, să te fit. Asta, da mă că era seria aia cu fit, gata. Băi, deci, cine se uită pentru prima dată, voi vă dați seama, crede că chiar a zis, ești nebun la cap? Mamă! Vieți aia, cred că miroase rău, iar. Cred că miroase. A, n-ai dat. Miroase un pic. Ia. Când îi duceau, mulți ziceau că e omoară. Uite-l pe viața aia. Într-o perioadă foarte bună a lui, fericită, și mă bucur pentru el că a murit, dar... Doamne. Gamerii români înainte și după faima. Berce atunci. Bă, mor, mă! Băi, nu se poate, trebuie să-i... Băi, vieți să-i, cred că acum încercăm să-i facem 100.000 să mai facă într-o lună mâncava și ura. Asta, băi, nu... Cu cine l-asemănați voi? Cu cine l-asemănați voi? Cu... Bine, dacă și-a arătat și buricul și așa, cu cine l-asemănați voi? Vreau să vă aud, vreau să vă aud. Da, bine, el are... Bă, crezi că el se mișcă mai bine decât mine, ești nebun la cap? Pentru că femeile sunt temporare, dar... Că cea mai mare drog în viața asta este femeia. Bă, ești nebun? Daniel, în afară de fotbal, numește un sport pe care nu îl pot juca fără echipă. Fotbal. Da? Ajung și eu în 10 minute în parc. Bine.
Nu mai ajung. Nu mai ajung. Băi, stai așa. Faza, deci e un eveniment nefericit. Nu dorim niciodată nimănui. E cel mai nasol moment să faci un accident. Știu că am trecut și eu prin ele. Dar ce vreau eu să zic, ce am observat din clipul ăsta. Deci voi vedeți cât de calm e omul. Băi, cât de calm. Deci cine poate să în stadiul ăla când e panică, când sunt și nervi, când vă dați seama că până la noi suntem oameni, nici nebun la cap, avem și noi reacțiile noastre. Bă, să-ți păstrezi calmul în așa hal, genial. Ești nebun la cap, bravo frate meu, bravo. Că am avut accident. Uite, deci uitați-vă cât de calm e. Nu mai ajung, că am avut accident. Tu crezi că TJ Miles a avut Rolex din prima? Bă, ăsta, hell no, te-am băgat no în seamă pe tine. Ce dracu mă interesează pe mine Rolex-ul tău? Știi care a fost primul meu ceas? Uite, Giza. Stai, fă, dracu, că vin acum. A venit un nebun aici. Stai, bă. Giza. Nu, zici ce, vrei să-ți bagi copii de... la pușcărie? Nu, de ce? Nu, zi dacă vrei să-ți bagi la pușcărie. Bă, nu știu de ce, dar mi-aduce aminte, cum zice, pușcărie. Mi-aduce aminte de emoji cu București. Mi-aduce aminte de emoji, dar nu știu de ce. Nu, de ce? La pușcărie. Ce sunt vaporii? Vapor și bărci. Ce sunt vaporii? Vapor și bărci. Ce e sucul? Cola și Pepsi. Mama, mânca vașcura voastră. Bă, m-a venit râsul, am scuipat pe cameră, mânca vașcura. Bă, da, am văzut, eu am văzut în slow motion, dar nu știu dacă s-a văzut. Bă, s-a văzut, mă, nu, stați. Dulce. Ia. Acrișor. Și ceva fermecător. Iată ingredientele alese pentru a crea fetițele perfecte. Dar profesorul Utonium a adăugat din greșeală. Stai așa un pic. O femeie care nu cere bani și mâncare. Păi viața aia, dacă vrei o femeie care nu cere mâncare și nu mănâncă și așa, vezi că sunt alea din plastic pe net. Cred că găsim. Dacă căutăm un pic, cred că găsim. Păi nu e un om ca să trăiască, nu trebuie mult să mănânce, indiferent că e bărbat sau femeie. Ce e asta? Ești nebun? Te super că îți cere femeia mâncare? Pentru a crea fetițele perfecte. Dar profesorul Utonium a adăugat din greșeală. E moartă? Băi, proastă glumă, dar am râs. Un element. Elementul. Secretul gustului. Așa au apărut fetițele Powerpuff, folosindu-și superputerile Blasa, Bubbles și Buttercup, și-au dedicat viața luptei împotriva forțelor răului. Nu mă mai trezește. Asta e 5 euro membru? Nu mă, e 10 lei membru. Mama, mă trezesc carabinierii. Ciocu mic. Nu vor. Băi, deci să nu e, deci mie mi se par. Uite, iar The PMC, tot The PMC l-a făcut. Băi, nu știu, mie mi se pare genial. Băi, cum se potrivește fiecare cadru? Nu-mi vine să cred, ești nebun. Nu mă mai trezește mama, mă trezesc carabinierii. Ciocu mic. Nu vorbi mie pe ton. Care cucureță că ăștia să nu mai afon. Ciocu mic. Aduceți prosopul. Mișcanul născut și nu-i bani nici cu microscopul. Nu pot să cred, mă, cât de bine sunt făcute, ești nebun. Vițu, te puși, te respect, te pu, mă, bro, mersi mult de tot, frate, apreciez maxim. M-am usurat înainte de a împlini 18 ani. Da. Și-am luat hamul la gât. Cu ajutorul, da, de ce te-ai grăbit așa? Cu ajutorul părinților, păi, dar ni se urâză făcând lăbă. Stai, mă, cum? La gât, cu usurat înainte de a împlini 18 ani. Da. Și-am luat hamul la gât. Cu
ajutorul, dar de ce te-ai grăbit așa? Cu ajutorul părinților, băi, dar ni se urâză făcând labă. Rușii se laudă că l-au demascat pe solistul de la Carlos Dreams. Jurnaliștii de la Life News l-ar fi filmat pe interpret în... Casa mea din deal să pică, n-am vreun pretensor ridică. Plânge mama, plânge vaca, cade geamul, cade poartă. Ce-i face dacă ai aflat că Moș Crăciun nu există? Dar ce are, mă, omul cu bradul, mă, ești de pula cap? Aaaa, I got you! Bună dimineața! Oh, sorela! Adică surorile! Bine, pe timpuri la Palamuc! Bune atunci. Următorul restaurant se numește Cox. Mi-am luat o pizza Cox. Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou episod de la... Mamă, vezi că bine... Salutare, fraților. Vezi că e tare rău tranziția asta. Și bine ați venit la un nou episod de la mine de pe canal. Eu sunt Albert Năbână. Pe puf. Hai să începem cu prima ta pereche de Adidas pe care ți-ai cumpărat-o. Niște Jordan cu profesorii. Cum uitam, mamă, că tari sunt ăștia. Că tot vorbeam de partea asta de discriminare. Negri. Zici că sunt roboți. Da, ai avut probleme din acestea de discriminare în școli? Da, cu profesorii. Cu profesorii? Păi nu te lăsau să porti mov. Ești de acord cu fiecare se îmbrace cum vrea? Tu se îmbrace fiecare cu cercei, cu bluji rupți. De nu mă interesează. Foarte mulți oameni în școli sunt îmbrăcați mai ieftin. Cum ai vedea tu rezolvarea acestei probleme? Ești prost rău de tot. Da. Wow, vreau și să mă droghez dacă e așa tare. Am doar codeină, come și coca în ADN. Nu mă fug cu orice javră, nu mă... Băi, deci clipul ăsta e mortal, mă, mânca vași cura voastră. Deci clipul ăsta e altceva. Mor cu tine, te pun, mă, Tăvițu, mersi mult de tot, frate. Come și coca în ADN. Nu mă fug cu orice javră, nu mă... De ce aș alerga după atenția altora? Ce am de câștigat? A câștigat... Levi, deci... Frate, eu îl urmăream pe Levi când eram mic, vedeam orice clip, deci mi se pare un om de nota 1000, un băiat, mi se pare mie, personal mi se pare un geniu, efectiv. Și zice multe lucruri adevărate în ceea ce în materialele lui, foarte multe. Ca cineva ceva până acum prin asta? Da. Ocean. Cum? Nu mă fug cu orice javră, nu mă... De ce aș alerga după atenția altora? Ce am de câștigat? A câștigat cineva ceva până acum prin asta? Da. Oceanul este un mister în continuă schimbare. De mii de ani, percepția noastră despre ce se află sub apa albastră a fost formată de descoperirea continuă a creaturilor monolitice. Sunt peștișorul tău de aur și not către inima ta, puișor, ca să te pot saluta, Kislove. Mamă, dar noată chiar își dă viața acolo. Mamă, băi, e chiar... Băi, omul e altceva, ești nebun la cap. Adică dedicare next level. Mânca vași cura voastră. S-a terminat, mă, deci noi. Respect. Remember the name.
name is Christian Hope. I want to tell you that you are broke. If talk about my English and you will get smoked. Fuck a bloody bastard, we punch him in his throat. Don't talk about me, talk about you. Eu nu pot să râd la mimul ăsta pentru că îmi place prea mult cum cântă Rovion și sunt fascinat, gen. Și el face asta la mișto. Deci, noi... Ia! Takabau, 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 takabau. Remember the name is Christian Hope. I want to tell you that you are broke. If taka... Păi, deci Rovion dacă începe să facă piese, bubuie mai mult decât e bubuie deja, ești nebun? La modul vorbesc de cifre, vorbesc de astea. Bubuie efectiv, pentru că e foarte talentat. Pa my English and you will get smoked. Fuck a bloody bastard with punch him in his throat. Don't talk about me, talk about you. Mamă, omul nostru a pronunțat Dangerous exact cum se scrie. Dangerous. Ia. Câte zap poți să fii zămatat cu Takabout. Dacă ai fi inteligent, ai fi știut să-ți folosești propriile cuvinte. Nu o greșeală spusă de-aia mea. Dacă ai ținut minte asta, poate că ești un fan ceva. De ce m-ai judecat? Pentru ce m-ai judecat? Poate te-ai simți mai bine judecând situația, dar durerea din sufletul meu. Se pare că Ana este la 4 mile distanță de mine și dorește să avem niște interacțiuni indecente. Desigur că răspunsul este mulțumesc. De ce? Pentru că femeile sunt eterne, dar calculatorul este temporar. Bun, cam asta a fost tot clipul. Băi,